Ala, ala frumoșilor, am revenit cu un nou video și exact așa cum v-am promis, astăzi o să vă fac poftă. O să vă fac poftă de Asia, pentru că o să vă duc până în Vietnam. Ce ziceți? Veniți cu mine! O să vă duc chiar în Vietnam, Vietnam, ci în capitala lui. La ce mă refer? O să vedeți imediat, dar până atunci să cânte Ina! Dragii mei, după cum vedeți, în spate se află Catedrala Metropolitană. Ușor la dreapta este farmacia Dona și ușor la stânga vedeți această statuie. Unde duce ea oare? Hai să vedem. Deci am ajuns lângă statuia regelui Ferdinand și mergem unde de aici? Ori unde mergem? Și ajungem la Little Han, bistroul asiatic. Cucerită încă de la prima impresie, mi-am pus eu pe aici, mi-am organizat lucrurile. Dar îmi place că am văzut butonul pentru a chema ospătarul, ceea ce e foarte rar la restaurantele din Timișoara, poate doar la cele cu multe, multe pretenții. Așadar, time's up pentru treaba asta. N-o să vă vină să credeți cine e aici lângă mine. Bam! Say hello to me! Probabil că ați văzut-o la televizor, dar să vedeți ce bunătăți face. O să vă arăt imediat ce vine preparatul. M-am gândit că până o să-mi vină preparatul, să vă arăt câte ceva ce puteți găsi în meniu. De exemplu, la aperitive. Puteți găsi pachetele de primăvară, proaspete, cu ananas. Am senzația că Min chiar le-a gătit într-una din emisiuni la șef la cuțite. Găsiți cu mango și creveți, cu ananas și legume, creveți și porc. Să le uite și cum arată. Creveți pane, alte pachetele de primăvară. Veți găsi și supe de pui cu ciuperci, de vită, de creveți, de ciuperci. Și sunt foarte drăguțe că sunt exprimate și în termen românesc și în termen vietnamez. Preparate din pui, foarte bine pui dulce acrișor, cu ciuperci și bambus. Picant, kung pao, curry. Ia uitați ce bine arată. Mamă. Super bun. Evident că găsiți și vită. În sos picant cu bambus și ciuperci, la fel dulce acrișor. Preparate din porc pentru iubitorii de carne de porc. În stil vietnamez, cu caramel în sos de lut și orez, porc tailandez, în sos picant. Ia uitați cum arată porcul caramel. Specialitatea casei. Bun bo nam bo. Sună foarte interesant. Tăiței. Paste. Orez și vită. Eu am ales pentru astăzi rață crocantă cu orez și legume. Dar mai găsiți și altfel de tăiței de orez. Acestea le-am mâncat la Shopping City. Tăiței ăștia i-am mâncat și sunt foarte, foarte buni. Orez prăjit cu legume, cu vită. Arată delicios și nu vă mai zic că sunt mega sănătoase. Preparate din orez, de asemenea, cu legume, cu pui, vită, creveți, fructe de mare, kimchi, paste de grâu cu susan. Cred că de fapt din astea am mâncat, de grâu cu pui cu susan, da, nu din celelalte, din astea am mâncat.
preparate de fructe de mare pentru iubitorii de fructe de mare și câteva preparate vegetariene. Un mix de legume picant, tofu cu ciuperci și legume tempura, dar și salată. Am trecut la altfel de salate care nu mai sunt vegetariene. Și avem salată tailandeză de listă, mixtă, cu ciuperci. Găsim și garnituri și sosuri, deserturi. Și gata! Un alt meniu este pentru băuturi. Foarte mare căldură în Timișoara. Și ce poți face pe căldura asta și cu soarele astea nebun? Păi poți să-ți pui o pălărie. Ia uite ce cadou drăguț am primit eu de la mine. Și a primit și Flavius una. Deci rața mea cu legume și orez arată spectaculos. Să vă arăt și ce are Flavius. Și puiul curry al lui Flavius. Tot așa cu legume și orez. Wow! Nu vă spun ce miros are. Super! Dragii mei, o să vă las acum să mâncăm pentru că n-aș vrea să se răcească rățușca mea. Și revin pe urmă cu impresia despre ce gust a avut, deși de pe acum sunt convinsă că are un gust absolut minunat. După miros, îți dai seama, și după cum arată în farfurie. Și m-am gândit să vă fac și un tur al restaurantului, aici în interior. Pentru noi acum suntem la terasă, că este foarte cald și plăcut. Ce ziceți? Haideți să vă las câteva imagini și din interior. Deci, dragii mei, trebuie să încercați acest orez cu rață crocantă și legume. Ce este absolut minunat. Ciuperci, ardei, fasole verde, broccoli, morcov. Doamne, și ce gust are rața! Puteți vedea cât de bine e făcută. Xaca la carte. Superb, absolut superb și delicioasă. Chiar trebuie să încerc. Și acum o să vă arăt foarte puțin din culise exact de unde se prepară mâncarea, dar numai puțin. Pentru că totul este preparat foarte proaspăt și pe loc, ca să vă bucurați de cele mai bune gusturi. Aici avem pe Min, alături de șef Joseph. Iar aici se încheie vlogul nostru. Vă invit cu drag să veniți să încercați atât aici în centru, cât și în mall, la Shopping City. V-am arătat ce bine arată rața aia, deci trebuie neapărat să o probați și ne revedem data viitoare!